Why you wanna run away? Why you gotta be afraid? I wish I could make you stay, 'cause baby I love you. Salutare, bine v-am regăsit la un nou clip, un nou unboxing. Nu putea să treacă Black Friday și să nu plasez măcar o comandă. Știu că e o întreagă nebunie cu perioada asta de Black Friday, pentru că prețurile cresc ușor înainte, pe urmă ai impresia că mamă se află la o mega reducere, însă eu am văzut pe farmec.ro, pentru că de aici am colețelul, o cremă de ochi pe care voiam să o încerc de foarte mult timp, știam prețul ei de dinainte, acum a fost extrem de redusă, de aceea n-am mai stat pe gânduri și am plasat comanda. Astăzi când filmez eu, este 14 noiembrie, voi probabil o să vedeți clipul săptămâna viitoare, dacă îmi ies mie bine socotelile, însă am plasat comanda vineri sau sâmbătă și oamenii s-au mișcat foarte repede, deci azi este marți, imaginați-vă, în perioada asta cu reduceri, cam greu, dar eu am fost mulțumită de livrare, produsele au venit foarte bine aici, securizate să zic, am mai avut niște folii din astea pe care le-am îndepărtat eu ca să nu foișnim, am și factura, deci pot să vă zic și prețurile și cam tot ce vă interesează. Hai să începem cu singurul produs Farmec pe care îl am, restul sunt Gerovital și mi-am cumpărat un șampon antimătreață, păr curat, scalp hidratat. Uite, așa arată el. Este cu busuioc și cimbrișor, provitamina B5, minerale esențiale pentru toate tipurile de păr. Eu n-am probleme cu mătreața și o să spuneți, păi și de ce se lua șamponul ăsta? Am impresia că toate șampoanele astea antimătreață curăță scalpul super bine. N-am probleme cu mătreața, dar am un scalp gras, un scalp seboreic și de fiecare dată când încerc șampoane din astea destinate scalpului gras, am impresia că nu-l curăță foarte bine. De aceea, eu de fiecare dată îmi cumpăr șampoane antimătreață. Și nu știu cum este acesta. Curioasă cum miroase. Mamă, cât de bine miroase. Foarte bine miroase. Are 400 de mililitri, deci o cantitate destul de mare. Eu sper să mă împac bine cu el. Ce mi-a plăcut mie pe site-ul lor, nu știu dacă v-am zis sau nu, dar a fost pentru prima oară când am plasat o comandă pe site. Eu am mai încercat și produse Farmec și Gerovital, că-s de la noi din România, lucrul ăsta mie îmi place foarte mult și parcă am așa o mai mare încredere când le folosesc, dar pe site n-am mai plasat comanda și mi-a plăcut foarte mult faptul că puteam să citesc de acolo review-uri. Absolut toate produsele pe care le-am cumpărat au avut păreri foarte bune menționate pe site și, sincer, chestia asta nu că mă face să am mai mare încredere în produs, pentru că, evident, diferă tipul de păr, de scalp, suntem oameni și suntem diferiți, dar parcă contribuie cumva la decizia mea de a cumpăra produsul sau nu. Nu știu cum o să fie acest șampon, vă țin la curent, nu mai am, chiar astăzi trebuie să-mi spăl părul și o să vă anunț în daily vlog, probabil. Ia să vedem, dar mai bine vă spun prețurile la final, că le am aici pe factură. Apoi, crema de ochi. Am cumpărat două, una nu este pentru mine. Este de la Gerovital H3. Aceasta cred că este gama. Aceștia Gerovital au mai multe game. H3, Dermo sau Derma, ceva de genul ăsta. Are Cristi un șampon Gerovital Derma, nu mai știu cum se numește, cu roșu și cu alb și îi place foarte mult. El are dermatită seboreică și îl ajută maxim. O să vi-l arăt într-un daily vlog în cazul în care aveți și voi probleme. Aceasta, v-am zis, este gama H3, o cremă pentru fermitate, contur ochi cu acid hialuronic, ulei natural de trandafir sălbatic pentru toate tipurile de ten. Scrie aici 30+. Eu nu țin cont neapărat de, cum să zic, de chestiile astea 30+, sugestiile astea de vârstă, pentru că nu știu de ce n-ar funcționa și la mine și de ce ar funcționa la 30+. Pe lângă faptul că am 25, ne apropiem acolo de 30, oh my god, doamne, în fine. Și vă zic că am mai folosit tot produse din astea 30+, care nu mi-au afectat absolut zona de sub ochi, chiar mai mult mi se pare că au ajutat-o. Eu am zona cearcănelor închisă la culoare, extrem de uscată, am și riduri de expresie, mă rog, linii din alea fine de expresie și chiar sper să mă ajute crema aceasta. Scrie aici că evidențiază strălucirea ochilor, reduce cearcănele și este și corector. Nu știu cât de bine vedeți, pentru că ambalajul ăsta e sclipicios. Doamne, abia aștept să o folosesc în seara asta. Mamă, și ce luxos arată! Ia uitați-vă! Dacă ați încercat-o, chiar vă rog să-mi spuneți. Avea acolo foarte multe review-uri bune.
Are 15 ml, 6 luni valabilitate de la deschidere, original Gerovital. Wow! Măi! Ia uitați-vă ce luxos arată! Are aplicator din ăsta, da, care se răcește. Super, eu o voi pune în mini-frigiderul meu pentru cosmetice și abia aștept să o folosesc seara. Mă gândesc că efectul acesta rece o să contribuie cumva la diminuarea cearcănelor, mai ales dimineața. Are ceva SPF sau ceva? Cred că o pot folosi. A, uite că scrie aici, se aplică dimineața și seara pe pielea din zona ochilor. Perfect. Așa, deci asta este a mea pe care am deschis-o. Mai am. A, uite, din gama asta are Christy șamponul Derma. Cum se numește? H3 Derma Plus. Iar asta H3 Evolution Perfect Look, cred. Uite așa. Mi-am cumpărat o cremă matifiantă. Dacă v-ați mai uitat la clipurile mele, știți că eu am avut probleme cu acnea, la, n-are rost să zic povestea asta de 25 de ori, cred că deja v-ați plictisit de câte ori ați auzit-o, dar am avut probleme mari de tot cu acnea, am urmat și un tratament și acum singurele creme pe care le pot folosi sunt acelea de la Oriflame, din gama gama Brilliance, parcă, ceva de genul ăsta, acelea pentru pete. Mie, într-adevăr, mi-au mai rămas pete de la acne pe care le tratez și interior și exterior. Și când am văzut eu crema asta, care de asemenea avea foarte multe păreri bune, am zis că neapărat trebuie să o încerc. Nu știu dacă are ce rău să-mi facă, atâta timp cât foarte multe fete erau mulțumite de ea. Și este practic o emulsie hidratantă matifiantă. Reglează secreția de sebum, pielea rămâne mată și optim hidratată. Este special concepută pentru tenul gras și are un ambalaj drăguț. Hai să vedem. Uite ce delicat arată. Foarte drăguță. Are și ea tot 6 luni valabilitate de la deschidere, 50 de ml. Se aplică dimineața și seara pe pielea curățată. Foarte tare și nu știu dacă mi-am terminat ideea sau nu, dar vă spuneam că folosesc acele creme, însă câteodată am impresia că nu mai suport mirosul, adică ele sunt foarte bune și le mega recomand, dar mă cam satur de ele pentru că le folosesc de mult timp, de luni bune și am zis că vreau să încerc ceva nou, am cumpărat-o pe aceasta, nu știu cum este, hai să vedem dacă miroase cumva. Nu simt niciun miros. Uite că nu are parfum, cred, sau are... Nu știu ce să vă zic pentru că n-am ochelarii. Voi deja v-ați obișnuit cu treaba asta că eu nu prea văd dacă n-am ochelarii, dar momentan nu miroase nimic. Vă țin la curent și legat de ea. Mai am aici o cremă, Asla Vital. Este o cremă ultraactivă, ceva pentru riduri. Nici aceasta nu este a mea. Uite așa. Dar cu siguranță pot să îndepărtez folia asta, să vedem împreună cum arată. Până acum ambalajele îmi plac destul de mult. Nu sunt ambalaje din alea chicioase cu 20.000 de culori. Chiar sunt ok. Ia să vedem. Wow, ce ambalaj drăguț. Oare toate ambalajele lor sunt așa mate? Și ce combinație frumoasă de culori. Ia să vedem dacă găsesc să vă citesc ceva. Ten ferm, catifelat și luminos. Deci la asta trebuie să ne așteptăm. De asemenea, are 50 de ml, aceasta are 12 luni valabilitate de la deschidere. Cea pe care am cumpărat-o eu v-am zis că avea doar 6 luni și crema pentru ochi la fel. Și o să vă spun, voi cere păreri după câteva zile de utilizare și o să vin la voi în cazul în care vă interesează. Iar dacă uit eu să vă zic, vă rog insistent să mă trageți de urechi și să-mi cereți voi păreri. Și mai am aici încă un produs pe care, de care sunt foarte curioasă. Mama mea îl folosea pe acesta înainte și mi-a spus ia-l cu toată încrederea că e foarte bun, eu îl foloseam și chiar m-a ajutat. Este un tratament, deci Gerovital tratament expert. Eu am mai încercat un șampon din gama aceasta, acela mi s-a părut că mi-a uscat părul extrem de tare acum câțiva ani buni. Este o loțiune cu petroleum, ulei de ricin, vitamina A și E. E un miros înțepător, însă nu, pe mine nu mă deranjează, mie îmi plac mirosurile astea și de combustibil și de absolut orice. Și scrie așa, produsul are un efect restructurant, dând substanță părului degradat sau deteriorat. Și hai să vedem cum se utilizează. Se aplică cu un tampon pe scalp și pe păr. Se lasă să acționeze minim 3-4 ore. Se spală cu șampon. Se utilizează o dată sau de două ori pe săptămână, timp de 3-4 luni și se clătește din abundență.
Are 100 de mililitri, 12 luni valabilitate de la deschidere. Foarte tare, cu siguranță îl voi folosi, abia aștept, de aia l-am și cumpărat până la urmă să-l folosesc. O să stau cu el 4 ore, 5 ore, dacă este cazul, pentru că îl pun dimineața pe scalp și pe păr. Sper să nu-mi îngrașe părul în niciun fel, sper să fiu capabilă să-l clătesc eu foarte bine, pentru că atunci când vine vorba de șampunare mă super plictisesc, dar abia aștept, deci abia aștept să-l folosesc, cred că astăzi mi-l voi pune pe păr, sau nu, astăzi nu mai am timp, că e destul de târziu acum când filmez, este deja ora 1, dar următoarea dată îl voi folosi. Și sper eu să vin cu mai multe păreri în produse favorite. Și oamenii au fost foarte drăguți, mi-au pus aici câteva mostre. Am și un pliant. Am văzut produsele astea în DM, parcă și pe site-ul lor, nu mai știu. Gama este must have. Pac, pac. Abia aștept să mă uit și eu puțin. Și uite câte informații avem aici despre produse. Deci abia aștept să mă uit puțin pe el. Și mai am 3 mostre. Din gama... cu această cremă de ochi, cred, Gerovital H3 Evolution Perfect Look, avem aici o mască regenerantă nocturnă cu acid hialuronic, decongestionează tenul, tenul devine radiant, ton roz natural. Uite, așa. Pe asta cred că o voi da mamei mele, pentru că ea folosește măști din astea nocturne pe timpul nopții, eu nu prea. Apoi, mai avem aici o cremă anti-age, wow, ce tare arată. Gerovital Equilibrium, cred că se numește gama, așa, și ce e ăsta? Wow, ce tare, este o cremă CC, uite așa, cu SPF 10, foarte tare, foarte, foarte tare, oare are o nuanță? Are 10 ml și nu cred că are o nuanță, ia să vedem, uite, are aplicator de genul acesta. O, super, mi se potrivește perfect nuanța, dacă se și adaptează un pic nuanței tenului, e super. Foarte lejeră și are o acoperire destul de mare. Ia uitați-vă, ce blurat așa a rămas pielea aici. Foarte tare. Nu miroase nimic. Parcă are un miros subtil, ceva floral, dar nu mă deranjează absolut deloc. Și cam acestea au fost produsele pe care mi le-am comandat. Mulțumesc foarte frumos și pentru mostre. Mie mi se pare un gest tare drăguț în momentul în care comanzi de pe un site să-ți trimită și câteva mostre. Știți cum e? Nu știi de unde sare iepurele. Poate mie chiar îmi plac mostrele astea sau CC-ul și am de gând să îl cumpăr. Mulțumesc foarte frumos. Și am observat că pe factură am scris prețul fără TVA, se mai adaugă și TVA-ul, așadar mi-am deschis aici e-mailul să vă spun exact cât au costat. Această emulsie hidratantă matifiantă, deci crema pe care abia aștept să o folosesc diseară, a costat 25,86 lei. Cremele pentru ochi au costat împreună 55,86, deci cam 28 de lei, cam așa, fiecare. Șamponul antimătreață cu extract de busuioc și cimbrișor, care miroase foarte bine, a costat 11,80 lei. Deci 11,80 lei, un șampon de 400 de mililitri, 12 luni valabilitate, sper să fie ok. Deci chiar sper să fie ok. Loțiunea cu petroleum, 14,93 lei. Iar crema aceea, aceasta, crema ultraactivă, a costat 32 de lei. Deci transportul a fost gratuit pentru că am avut comandă peste, nu știu, 120 parcă, ceva de genul ăsta. Sunt mega mulțumită și foarte curioasă să testez aceste produse. Cu siguranță vă voi ține la curent, o să vă spun părerea mea despre ele. Sper ca niciunul să nu intre în clipul cu dezamăgiri, dar nu cred, n-are ce să nu fie ok la crema asta de ochi, chiar dacă doar hidratează fără să-mi corecteze nuanța cearcănelor, tot e bună. Șamponul sper să nu-mi creeze probleme. Sunt foarte încrezătoare în această soluție cu loțiune, mă rog, cu petroleum, să facă magie din părul meu. Ce să zic? Dacă ați folosit produsele astea, chiar vă rog să-mi spuneți, sau dacă plasați și voi regulat comenzi, sau regulat, mă rog, dacă vă mai cumpărați produse de pe Farmec, să-mi spuneți și mie, vă rog, pentru că eu nu...
V-am zis, n-am folosit foarte multe și nu știu așa către ce să mă orientez, dar abia aștept să citesc părerea voastră în comentarii. Sper că v-a plăcut clipul meu și că v-a bucurat așa bucuria mea de a deschide încă un colet și ne revedem data viitoare cu un nou clip. Până atunci, pa, pa!